putem acuza de faptul că nu folosim un instrument care ne este la îndemână. Deci această liniuță de care vă spuneam, această scară de autoapreciere, care înseamnă starea mea conectată la un scop care mă mobilizează, o pot folosi în fiecare zi și veți vedea că în funcție de cum vă apreciați momentul de evoluție, veți fi altfel față de ceilalți. Noi, ca să progresăm, pentru a fi cât mai deschiși, receptivi, pentru ca toate informațiile să le metabolizăm, pentru a fi fermecători, fermecătoare în fiecare zi, să-i bucurăm pe ceilalți, să ne bucurăm pe noi, de multe ori ne gândim la tot felul de strategii pe care trebuie să le aplicăm. E ca și cum ne-am fardat de dimineață. Deci ne fardăm într-un fel și sigur că asta mă mobilizează. Băieții își pun tricourile cu mușchi și dintr-o dată sunt extraordinari. Au idei care pot să mute munții, dar până la urmă vedeți că e fardat sau e tricoul cu mușchi, este starea pe care o am. Păi, dar nu cred că va trebui tot timpul să fiu sclavul acestei stări, să mă construiesc tot timpul ca să văd unde sunt, atâta vreme cât acest instrument de autoapreciere funcționează instantaneu și lucrează cu mine ca persoană sinceră. Nu este nevoie să disimulăm, nu este nevoie să păcălim pe nimeni, este nevoie să fim în contact cu noi, cu adevărurile noastre, cu forțele noastre, cu potențialul nostru, pentru că în fiecare zi noi vrem să mai facem câte ceva apropo de scopul care l-am propus. Acesta este un mod de a lucra experiențial. Cum experiențial este și faptul că dacă acum dumneavoastră stați în această poziție, v-aș invita să stați să vă schimbați. Schimbați-vă în orice poziție. Dacă aveți bine încrucișată dreapta peste stânga, puneți stânga peste dreapta. Dacă aveți stângul peste dreptul, puneți altfel, da? Dacă stați cu mâna așa, cu mâna dreaptă, stați cu mâna stângă, da? Orice schimbare. Aș vrea să... Deci ați zâmbit când v-am spus chestia asta? Ok. Vedeți? N-are nicio legătură. E adevărat. Deci nici n-am avut timp să ne gândim, domne, ce vrea tipul ăsta la noi, ne schimbă mâinile, picioarele, ne schimbă, poate ne schimbă capetele între noi, eu știu ce se întâmplă. N-are nicio legătură. Faptul că noi am zâmbit are legătură. Pentru că noi, dacă stăm într-o anumită poziție, neuronii noștri sinapsează într-un anumit fel. Dacă noi vedem pe cineva care stă așa, în mod sigur, noi nu ne mai gândim și spunem, asta este poziția ușor depresivului sau, da, femeii puțin însărcinate. Stă pe gânduri, nu nicio fel. Ne gândim că se desfășoară în mintea ei, în sufletul ei, se desfășoară un proces prin care ea nu, sau el nu dorește atât de mult să fie conectat la realitate. Vrea din potrivă să fie lăsat în pace. În momentul în care noi am schimbat mâna sau am schimbat piciorul, neuronii, care sunt foarte deștepți, își creează alte legături. Și acest proces de creare a noilor legături, procesul în sine, că el își creează, ne face să ne descrețim un rit. Dacă după aceea stăm mai mult în poziție și începem chiar să zâmbim, chiar scăpăm de toate ridurile. Deci suntem într-un proces de reîntinerire celulară, la care noi nu ne-am gândit. Pentru că dacă auzim, domne, reîntinerire celulară, înceapă de ne gândim. Celule stem, spa, masaje, transplanturi, creme. Deci intrăm într-o industrie, da? În care la sfârșit suntem altcineva, bineînțeles cu costurile necesare, dar uitându-ne pe ceas și văzând că a trecut foarte mult timp. Pe când acest exercițiu experiențial, care este un exercițiu inclusiv de întinerire celulară, se petrece așa. Numai că important este să-l facem. Și important este că atunci când îl facem să ne vină să râdem. Pentru că dacă ne vine să râdem, am intrat chiar într-o
într-o fază foarte profundă de terapie experiențială, care are legătură cu terapia prin râs. Toți știm de ea. Nu practicăm. În Japonia, acum câțiva ani, citisem, a apărut prima generație de terapeuți în ale râsului. Și știți unde erau încadrați? Unde erau pus să muncească? În spital. Deci băieții ăștia cu ochii așa nu sunt numai cu chipuri și cu lucruri pe care noi după aceea le luăm și ne bucurăm de ele, mașini, etc., etc. Lucrează la ceea ce de dintotdeauna noi am lucrat fără să știm, dar ei chiar au făcut o programă. Nu știu dacă o să apară și la noi facultatea de psihologie a râsului. Ar fi o chestie, vă dați seama. Acolo profesorul trebuie să fie cu gura până la urechi, pentru că altfel nu pot să convingă studenții de valoarea cursului, nu? Studenții vor fi, tot timpul se vor da peste cap, vor da în bâlbuială de atâta râs, toți vor crede că nu merg la facultate, ci merg la un spital sau la o instituție specializată în a schimba neuronii și în a te face altceva decât ceea ce ești și la urmă să-ți dea și o diplomă care să fie de tot râsul. Nu că dacă ești la facultatea asta, nu poți să obții decât o diplomă de felul acesta. Și gândiți-vă că mergeți la undeva și spuneți, doamne, aș vrea să mă încadrez la dumneavoastră ca terapeut, ești cu gura până la urechi, toată lumea așteaptă că atunci când ești în interviu să fii serios, îmbrăcat conform momentului, da? Sobrietatea să dea un clocot, să nu cumva să scapi un cuvânt nepotrivit. Iar tu la acest interviu râzi cu glume, bancuri, te simți extraordinar, ca în bancul acela, că un tip se întâlnește cu prietenul lui și spune, doamne, nevastă mea nu vrea să mă mai primească în casă. Păi zice, de ce? Zice, doamne, vin tot timpul târziu și ceea ce face mă deranjează foarte mult pentru că îmi închide ușa și spune, rămâi afară. Și nu mai știu ce să fac. Și atunci a prietenul meu, știi ceva? Eu, părerea mea este că să faci așa. Pentru că ajungi târziu, dar să fii dezbrăcat. Stai pantalonul jos, bați la ușă și apare nevastă-ta. Și, văzându-te fără pantalon, ca o nevastă care își iubește soțul, o să spun, aia, dracului, treci, du-te și te culpă. După câteva zile se întâlnesc ei. Cum a fost, domnule? Rău de tot, nașpa. Păi zice, de ce? Păi ce am făcut așa cum ai spus tu? Adică, deci m-am dus, deci mi-am dat pantalonii jos, am bătut, s-a deschis ușa, am intrat, s-a închis ușa și am auzit. Acum urmează stația eroilor, cu peronul pe partea mea. Deci, noi... S-ar putea ca și noi să mergem la facultatea aceasta a râsului și să mergem ca la o instituție foarte serioasă și să nimerim că auzim vocea aceea, că acum urmează stația eroilor cu perul pe partea dreaptă. Dar acest mod de lucru este un mod de lucru experiențial. Adică se petrece cu instrumente atât de naturale, atât de la îndemână, încât la un moment dat suntem tentați să credem că nici nu trebuie să faci studii pentru a spune o glumă, pentru a provoca detensionarea prin râs sau, dacă vreți, vorbeam de colegii noștri din Japonia, să ne propunem în fiecare zi un număr de minute să râdem și să constatăm după aceea că procesul acesta de reîntinerire celulară despre care vorbim este adevărat și se verifică. Adică pur și simplu ne facem o fotografie și pe aceea în fiecare zi ne dăm porția de râs și la un moment dat, la o săptămână, vă fotografiați și puneți fotografiile alături și veți vedea că aparatul nu minte. Ați putea să credeți că ceea ce spun eu este bine. Ținând un workshop, sigur că îmi voi prezenta școala și pledez pentru ceea ce fac. Dar treceți peste ceea ce spun, încercați să fiți foarte pragmatici pentru fiecare pentru el. Eram învățat, dacă cineva spune pe semne, o fi verificat, că altfel nu poate să vorbească, eu în general nu vorbesc ceea ce nu știu.
Și în psihoterapie experiențială, tocmai pentru că se spune că trebuie să treci prin experiență și noi vorbim de experiențe, nu ca întâmplări nevinovate, ci ca întâmplări, ca evenimente care cu adevărat ne schimbă ceva din viață, măcar pentru 5 minute. Dacă, de exemplu, acum că sunteți la Osho, aceasta este chiar o experiență, pentru că v-a schimbat seara de sâmbătă, 8 noiembrie 2014, v-a schimbat-o cu o oră. În ora aceasta, în loc să vă uitați la televizor sau să fiți cu persoana dragă, ați venit să ascultați aberații despre râs, despre riduri, despre iglu, despre hipnoze, etc., etc. Dar a fost un mod prin care ați ieșit din traiectoria cotidiană. V-am schimbat o oră din viața dumneavoastră, sau cât o să stăm noi împreună, v-am schimbat puțin viața. Dacă după aceea, pe seară, până adormiți, o să vă mai duceți aminte ceva și râdeți, sau în timp ce stați într-o poziție, ce doamne, ia să schimb poziția. Doamne, tipul ăla a zis că dacă schimbăm poziția, zâmbim. Ia să vedem. Nici nu ai schimbat poziția și ai început să râzi. Pentru că ți-a venit în minte că persoana era pusă pe glume și spunea că face terapie. Dar chiar suntem în terapie. Eu mă simt acum că mă tratez. Deci cu ajutorul dumneavoastră mă tratez. Vorbesc despre fricile mele și râd. Dumneavoastră mă gratificați prin zâmbetul dumneavoastră și certificați că problema pe care o am este adevărată, că ceea ce fac cu mine este foarte bine și că pe viitor să fac și de câte ori am nevoie să mă tratez, să vin la Sibiu, aici facem workshop, o să vă rog să fiți tot dumneavoastră ca să nu fiu înspăimântat de figuri noi și totul va fi în regulă. Acesta este un mod de a lucra experiențial. Și pentru că toți suntem aici, o să vă rog acum să închideți ochii, să luați linia aceea de care vorbeam, o împărțiți în 10 și vedeți acum unde sunteți pe scara aceea. În funcție de starea pe care o aveți acum. Și când ați fixat bine starea aceea, o să vă rog să deschideți ochii. Este imposibil să fi rămas în același punct. Că v-ați dus mai jos, că v-ați dus mai sus, înseamnă că ceea ce am făcut noi funcționează. Sigur că s-ar putea să fie persoane care nu s-au mișcat deloc. Nu cred chestia asta. Nu cred pentru că m-am uitat la dumneavoastră așa și atâta vreme cât sunteți persoane curioase, deci față de momentul când m-ați văzut și acum de când am vorbit de 5 minute, ați devenit mai curioase și înseamnă cel puțin curiozitatea v-a schimbat starea și v-a schimbat indicatorul. Dar, de fapt, noi ce urmărim când facem terapie? Noi zicem așa, doamne, experiențială, vorbim, glumim, etc. Dar care este scopul? Că fiecare vine la noi cu o problemă. Nu încercăm să transformăm procesul de schimbare într-o problemă. Că dacă o transformăm într-o problemă, clientul așteaptă o soluție și dacă așteaptă o soluție, eu mă transform din terapeut, mă transform într-un fel de consilier și atunci distinția dintre mine și popă, avocat, preot, nu mai există, pentru că ne ducem la persoane abilitate ca să ne, pe care le plătim să ne dea soluția cea mai bună, sunt un alter ego al meu sau o prelungire a părții mele bune, dar care nu are suficientă forță să decidă și noi ca terapeuți experimentali care suntem pe experiențială și hipnoterapie, nu vrem asta. Noi vrem procesul. E ca și cum împotriva unora care spun, dom'le, de ce să tot reluăm procesele, că doare. Deci dacă el vine cu o suferință, tu îl iei, îl bagi în istorie, ești un fel, deci puțin sadic, dar ca să vezi așa, să simți mireasma sângelui, nu știu, a sângelui acela din evenimente, nu este bine. Dar noi ca experiențial tocmai asta căutăm. Vrem să ne ducem în proces, pentru că procesul, în mod obligatoriu, este necesar să ne ducă la o resursă. Eu, ca terapeut, n-am să-ți spun, fă 1, 2, 3, 4.
ca terapeut vom găsi împreună alternative, vom gândi împreună, vom vedea cum sunt eu în alternativa 1, 2 sau ABCD și după aceea alegi, pleci cu alternativele și vei vedea ce se întâmplă sau facem o inducție, facem hipnoză și în transă vorbim cu inconștientul și îl rugăm să aleagă el ce este mai bun. Dacă facem o transă de tip ericksonian care durează sau facem o transă scurtă sau instantanee, cum o să facem în astă seară, și atunci inconștientul va alege din toate posibilitățile, dar eu, ca terapeut, te-am dus în posibilități. Adică te-am dus în proces, te-am dus în proces și fiecare alternativă înseamnă o resursă. Și atunci vei găsi tu care este cea mai bună resursă. Dar pentru asta este necesar ca noi să ne apropiem, să zâmbim, să ne mutăm, să ne schimbăm de pe un loc pe celălalt, să schimbăm pozițiile, posturile corporale, să îndrăznim să zâmbim, pentru că terapeutul nu este un chirurg. Adică nu trebuie să stea cu masca pe figură, bisturiu în mână și începe să-ți taie. Nu. Terapeutul este o persoană care, în primul rând, este empatică și nu cred că există terapeuți care să nu fie empatici. Chiar dacă școala îi formează să păstreze neutralitate binevoitoare sau o distanță, oricât distanță, orice distanță ar fi, empatia este necesară să existe. Dacă nu există, ne facem treaba, suntem corecți, exacti, cum și profesori. Sunt profesori care predau foarte bine, dar studenții abia așteaptă ca să meargă să mănânce coliva. De când sunt alți profesori care, dacă s-ar putea să fie nemuritor, și-ar merge și la mormântul lor să mai ne spună ceva. Dar nu se mai poate. Dar prin tehnici experiențiale, prin hipnoză, putem să-i ascultăm. Facem regresii sau invocăm, prin o tehnică șamanică, invocăm un